Sunt a patra oară, datorită soției. Prima dată nu prea vreau să vin, știam că, cum mi-a spus ea, că e cam liniște, mâncarea este cam eco, eu am învățat cu carne și m-am dus aici. După ce m-am dus, am tot mai venit. Nu v-a fost teamă să veniți tocmai acum, în această perioadă în care multă lume se îmbolnăvește și se teme chiar să iasă din casă? Știind că e un loc mai retras, am spus că e mai sigur și aproape din natură, eram sigur că o să fie mai bine. Nu știam ce mă așteaptă aici, dar știam că natura și tratamente ce ne se facă o să fie spre binele nostru. Uh-huh. Ați găsit ceva nou de data aceasta la Herghelia față de experiențele anterioare? Nu, am văzut, am băgat tratamente pentru virusul ăsta, care ne ajută, creștem imunitatea. M-am și relaxat aici, ca acasă, numai televizor, virus stânga, virus dreapta. Aici parcă am scăpat, mai ca și mai sta, dar văd că se termină sejurul. Și când știu că merg iar acasă și iar ascult de virus, nu poți ieși afară, toți îs pe tine, distanțare, fug de tine. Aici e o liniște, se poate îmbla liber prin păduri, altă. Ați fost mai relaxat. Da. Ce rezultate ați avut de data aceasta? Învățând tot din dățile trecute, mi-a intrat mai greu, dar mi-a intrat informații, seminarii, tratamente, le-am mai ținut și am venit cu rezultate mai bune. Chiar dacă a mers mai greu, dar acum aștept să văd rezultatele și mai bune. Deci deja de la această, în acest sejur ați venit de acasă cu rezultate mai bune decât data trecută. Da. Aveam un colesterol mare data trecută și chiar dacă am ținut, nu scădea. Și acum când am venit și mi-a spus domnul doctor că deja e 160, a scăzut de la 230, înseamnă că am mai ținut. S-au prins informațiile de mine. Aștept acum și... am mai ținut aici, n-ai ce faci, alimentația chiar foarte bună și aștept rezultate și mai bune. Ne bucurăm și vă dorim să fiți consecvenți și să aveți rezultate bune în continuare. Da. Sunt aici care ne ajută și ne întăresc să ne avem o putere interioară mai bună, să credem. Că se poate. Da, că se poate.